mortul lui Dragnea, acuzat și dure la sediul DNA. Cine a intrat de această dată colimatorul bărbatului, statul paralel Teleorman a distrus sute de oameni. Romic Perepelea, cunoscut presei sublinierei ca mortul lui Dragnea după denuncul din dosarul referendumului, a revenit la DNA cu noi acuzații dure privind situația din județul Teleorman. În vizorul acestuia a fost de data asta primarul din Alexandria, Victor Dr. Gu sublinierein, dar acesta a vorbit sublinierei despre procurori sublinierei judectori locali. Nu e vorba despre Dragnea, este vorba despre ni subliniere te judectori, procurorii din Teleorman, polici subliniere ti sublinierei chiar oameni politici de acolo, dar nu nominalizez. Au aflat sublinierei cei de la DNA ce există exact cum spune Dragnea un stat paralel construit la nivelul județului Teleorman. Procurori, polici sublinierei, judectori au distrus peste 300 de persoane acolo sublinierei care servesc politic PSD. În 2012 fiind director general la Radet pe Teleorman, primarul municipiului Alexandria, Victor Dr. Gu sublinierein, presubliniere din PSD pe Teleorman, îmi face o plângere penal pentru prejudiciu inexistent de 2000 de euro. La momentul respectiv am cerut un audit pentru ce era vorba de 2 milioane de euro la fostul director Constantinescu Traian, a cumpărat un teren de la subliniere oferul primarului municipiului Alexandria. Am cerut un audit atât la ANAF Teleorman cât sublinierei Bucure subliniere T sublinierei nu s-a rezolvat nimic atunci. Eu i-am spus din 2012 primarului Dr. Gu sublinierei ce am să-i urmăresc activitatea, ca simplu cetățean. Sublinierei acum mi-au parvenit ni subliniere pe documente de o corupție imens la nivelul municipiului Alexandria, ajutați de polici sublinierei, procurori, judectori, a declarat Perepelea, potrivit Ager Press. El a precizat ce primarul municipiului Alexandria, Victor Dr. Gu sublinierein, ar fi acordat mai multe contracte către o societate de caz controlat de Finisei. Domnul Dr. Gu sublinierein a dat ni subliniere de contracte de peste 10 milioane de lei la finii dumnealui, pe o societate de caz. Sunt cazuri de incompatibilitate pentru ce fina dumnealui a anjatat-o ca policist local, fictiv. Mai mult, acest fin a fost consilierul lui personal sublinierei socul dumnealui a fost în stare de incompatibilitate pentru ce a beneficiat de ni subliniere te bani având contracte între primărie sublinierei această societate în domeniul media, a acuzat Romic Perepelea. Acesta a mai spus și dovezile pe care le-a adus, plus 3 martori, vor demonstra grupul infracțional la nivelul județului Teleorman în care sunt implicați polici sublinierei, procurori, judectori, primarul municipiului Alexandria sublinierei un lichidator, adugând ce el este cel care a făcut denuncul în cazul lui Victor Dr. Gu sublinierein.